În această dimineață vom avea un mesaj pentru biserică, pentru creștini, din Coloseni, capitolul 4. Deschideți, vă rog, la epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 4, și vom citi un pasaj de la versetul 7 până la sfârșit, care e mai neobișnuit. Nu prea se predică din astfel de pasaje, dar să vedem ce ne vorbește Domnul și de aici. Coloseni 4, de la versetul 7. Cuvintele Apostolului Pavel. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în atins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai noștri, dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul preiubit, și Dima vă trimis sănătate. Spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul să fie cu voi. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ne-ai integrat și pe noi în trupul Tău, în trupul lui Hristos. Și că nu suntem singuri. Că ne avem unii pe alții. Chiar și aici, local, în această biserică. Îți mulțumim pentru că aceasta a fost dorința lui Hristos, să fim una, să conlucrăm, să ne ajutăm unii pe alții. De aceea, în această dimineață, te rugăm să întărești încrederea noastră și în biserică, în Domnul Hristos, în primul rând, în relațiile pe care le avem prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Și te rugăm să trezești în cei care încă nu sunt deciși, care așteaptă și nu sunt în nicio comunitate creștină, să le vorbești și lor, să caute o comunitate și să fie acceptați și iubiți acolo. Vorbește-ne tuturor așadar, pentru că te rugăm în numele lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu l-am intitulat Rețeaua Bisericii. Observați cât de mare succes au rețelele sociale astăzi. Aproape toți suntem prezenți undeva, pe Facebook, pe Instagram, ce mai este, pe Twitter, și alte rețele sociale. Și eu sunt prezent foarte inactiv. Sunt prezent doar pentru că școala mi-a cerut să promovez anumite evenimente sau o
ocazii în care școala este prezentă. Dar n-am cum să nu observ încă de la începutul apariției lor că aceste rețele sociale au cuprins nu milioane, ci miliarde de oameni deja. Aproape îmi vine să zic că aceste rețele sociale concurează rețeaua bisericii. Pentru că sunt deja creștini cu numele, care nu aparțin de nicio biserică sau migrează dintr-o parte într-alta, nu se așează nicăieri, nu vor să dea socoteală nimănui. Ei cred că viața creștină se poate trăi izolat, independent. Nu există așa ceva. Orice creștin născut din nou de Duhul Dumnezeu este învățat de Duhul Dumnezeu să aparțină de o biserică. Să fie partea unei comunități. Acolo să slujească cu darurile pe care le are. Dacă are darul. Bănuiala mea este că cei care nu sunt așezați în nicio biserică locală n-au daruri. Păi dacă n-ai daruri duhovnicești, n-ai nici Duhul lui Dumnezeu. Trăiesc unii cu impresia că, așa, dacă au un tip de credință, dacă sunt în căutători, își rezolvă anumite, știu, impulsuri ale sufletești. Dar nu este așa. Duhul Dumnezeu, de la început, pe primii creștini, i-a învățat să aparțină de o biserică locală, să se implice acolo. Păi, printre primele lucruri pe care Duhul Dumnezeu i-a învățat pe primii creștini a fost să stea sub învățătura apostolilor, da? Să aibă părtășie împreună și să împartă surplusul lor material cu cei care nu aveau. Asta e biserica. Asta învață Duhul lui Dumnezeu un adevărat creștin. Și ce am citit astăzi în Coloseni, capitolul 4, și dacă vreți, citiți și Roman 16, ultimul capitol din Roman, și alte finaluri de epistole ale Apostolului Pavel, veți observa o mulțime de nume, de lucrări pe care apostolul le menționează. Aș vrea să ne uităm doar în Coloseni 4 la astfel de lucrări. Să observați rețeaua bisericii, cum funcționa în primul secol, când nu exista Facebook. Apropo de Facebook, cel care a venit cu ideea acestei rețele sociale a fost Mark Zuckerberg. În 2012 avea peste 1 miliard de membri. Acum nu știu că a trecut de atunci câți ani, 12. Mă gândesc că poate 2 miliarde, poate chiar mai mult. Acest Mark Zuckerberg, m-am interesat și eu de el, vine dintr-o familie educată, o familie de evrei. Dar de tânăr încă el s-a declarat ateu. Nu crede în Dumnezeu. Din 2016 a devenit religios, așa spune el, fără să specifice în ce anume crede. A studiat pentru o perioadă informatica la Universitatea Harvard, dar a cedat-o mai târziu, nu s-a mai dus la școală, pentru că a întemeiat această rețea socială în 2004. Deci anul acesta împlinim 20 de ani de Facebook, să știți. A devenit un om foarte bogat, de tânăr, nu mai știu câte zeci de miliarde de dolari are avere. A fost declarat la un moment dat cel mai tânăr miliardar din lume și a devenit vegan, vegetarian, încă din 2011. Dar m-a interesat
ce a stat în spatele ideii de Facebook, de această rețea socială. Face în limba engleză înseamnă față. Book înseamnă carte. Cartea fețelor, cum ar veni. Foarte ingenioasă ideea, adică fața ta să caute altă față. Da? Oameni, noi trăim datorită relațiilor. Noi suntem ființe create să existăm în relații. De fapt, una dintre cea mai bună definiție a omului este aceasta. Este fața care caută altă față. Cuvântul în greacă prosopon, de unde avem prosop, ne ștergem pe față. Asta înseamnă, este o ființă personală care caută fața altor ființe personale. Minunat. Și ideea aceasta a stat la baza acestei rețele sociale. Mi se pare ingenioasă ideea. Și într-un interviu pe care l-a dat unei reviste în 2010, Mark Zuckerberg a spus așa, că ceea ce mă interesează cu adevărat este să fac lumea deschisă. Da. La început el a fost motivat financiar, dar mai târziu a hotărât ca 99% din profitul lui să meargă pentru acțiuni filantropice, să ajute pe alții. O figură, o persoană foarte interesantă, noi am urmărit viața în ultimii ani, dar impactul a fost extraordinar. O rețea de miliarde de oameni. Da? Intri și poți să dialoghezi cu oricine acolo. Punctul, cred, foarte al acestei rețele și nu numai, acestea Twitter a venit după aceea, parcă și altele, este că îți oferă ție posibilitatea să nu stai izolat, ci să intri într-un fel de comuniune, da, de relație cu alți oameni, cu mii de oameni dacă poți, și să comunici cu ei. Este o descoperire excepțională. Așa cum pe telefon, acum avem tot felul de aplicații care ne permit să dialogăm cu alții. Am copii în America, am nepoți, aproape săptămânal suntem în relație cu ei. Îi vedem, ne văd. Incredibil. Descoperirile acestea îți oferă foarte multe avantaje. Cu ele însă vin și capcanele și pericolele. Tot Facebook a făcut acum câțiva ani de zile un sondaj între membrii rețelei și printre altele a descoperit, deci organizația a descoperit, că foarte mulți, nu mai știu exact procentul, era undeva spre 30% parcă, foarte mulți din membrii rețelei sociale suferă de singurătate, de alienare, nu se simt împliniți, chiar dacă sunt cu sute mii de prieteni pe Facebook. Deci nu este o garanție că aceste rețele îți vor aduce împlinirea ca persoană. De aceea ar fi bine să faci un test din când în când. Să ieși pentru o perioadă din aceste rețele, să vezi ce se întâmplă cu tine. O să afli multe lucruri interesante despre tine. Ce se întâmplă când o lună de zile, uitați cum bisericile istorice, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, știți că au așa numitul post, perioadă lungă de câteva săptămâni, înainte de marile sărbători, înainte de Crăciun, înainte de Paște, ți-ar fi să încerci și tu. Post pe internet, înainte de Crăciun. 4 săptămâni, 6 săptămâni. Post de internet înainte de sărbătoarea învierii Domnului, a suferințelor lui Iisus. Poate că această decuplare, dezlipire, ți-ar echilibra partea sufletească. Ar vedeți cât de mult depindem de aceste rețele? Bun. Eu astăzi vreau să vă vorbesc prin
din perspectiva Apostolului Pavel, despre rețeaua unei biserici. Și ce putem învăța? Textul pe care l-am citit e plin de nume, ați observat, de lucrări. Să vedem ce ne vorbește Domnul aici. Cred că această listă de nume de colaboratori ai Apostolului Pavel au ca scop să arate legăturile spirituale și practice între biserici, între comunitățile creștine de atunci. Unii dintre cei menționați sunt colaboratori apropiați, un fel de parte a misiunii de evangelizare și misiune apostolică condusă de Pavel. Aceste rețele sau, mi-a fost greu să găsesc un alt cuvânt potrivit, țesături, da? Împletituri, structuri, să vedem, oricare e un termen bun de înlocuit, dar am păstrat ideea de rețea pentru că suntem familiarizați astăzi toți cu rețelele sociale. Aceste rețele funcționau în primul veac. Ce putem învăța de la ele și de la prin ochii lui Pavel? În primul rând, învățăm că biserica, la început, arăta ca o rețea de relații interumane. O rețea de oameni și cu legături vii între ei. Adică, biserica era mai mult un organism decât o organizație. Aici, în Coloseni, avem cam 12 nume menționate de Pavel, dar dacă veți citi finalul epistolei către Romani, lista e mult mai mare. Deci, ce înseamnă, ce vedem aici? Că Pavel nu lucra de unul singur, și că am menționat niște nume, dacă mă întorc din nou la Coloseni 4, vă dau lista lor. Listă de oameni. Și apropo, dacă tot ești pe o rețea socială, cinstit este să-ți dai numele, nu un anonim, da? Un număr sau nu știu ce nume pe care nu-l poți purta în realitate. Dă-ți numele adevărat. Eu mi-am făcut chiar o regulă când am făcut și eu, mi-am făcut abonament sau, cum se spune, cont, abonament și eu, cont. Da, e un abonament, că plătești la el. Plătești cu timpul tău, așa. Și contul, mi-am luat decizia că nu voi accepta prieteni care nu-și dau numele adevărat. Și am aplicat-o și la studenții mei. Nu acceptam lucrări trimise în nume impropriu. Acum școlile obligă toți studenții să aibă un numele personal exact cum apare în buletin, să fie și adresa de e-mail cu care te prezinți în fața altora, înaintea altora. Bun, dar de aceea Pavel nu folosește aici porecle sau nume ireale. Iată numele lor, Tihic, pe care îl numește frate prea iubit, slujitor credincios, tovarășul meu de slujbă, excepțional. Onisim, frate credincios și prea iubit, Aristarh, tovarăș de temniță. Marcu, conlucrător care trebuie să fie bine primit de biserică. Iust,
lucrător în împărăția lui Dumnezeu, care i-a adus multă mânghiere lui Pavel. Epafras, robul lui Hristos, luptător în rugăciune, plin de râvnă. Luca, doctorul prea iubit. Dima, nu spune nimic despre el. Deși îl menționează. Știți de ce? Poate că dădea semne de instabilitate, pentru că mai târziu, în 2 Timotei, citim că Dima, din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe apostol. Nimfa și-a pus casa la dispoziție pentru biserică. Arhip, chemat în slujire de Domnul. Ca să înțelegeți, nu știm că apostolul Pavel să fi vizitat vreodată biserica din Coloseni. N-a vizitat biserica, dar știa numele celor implicați în lucrare din biserica respectivă. Biserica aceea era formată din oameni, avea și reguli, da? Trebuia să existe credincioșie, loialitate. Așa se face când intri într-o comunitate. Dar ce citesc eu aici, întâi de toate, este că biserica este o comunitate a relațiilor întreținută sau întreținute de filantropie. Era formată din oameni, concentrarea era pe relații și, ce apreciez mult aici, este că Pavel a reținut numele tuturor. Așa ar trebui să fie. Noi să ne cunoaștem pe nume, pe fiecare. Mărturisesc că aici stau destul de rău. Până îmbătrânesc, am o scuză. Dar ar trebui să ne cunoaștem. Acum, există și, cum se spune, conturi interne. Nu, WhatsApp-ul, biserica are și pe Facebook, mai există grupuri care se formează, care acolo să ne învățăm numele. Dar asta apreciez la Pavel. Știa numele fiecăruia. De ce este important asta? Pentru că, uitați-vă, noi ne strângem duminica la închinare și nu numai pentru asta. Așa cum în biserica aceasta s-a decis și se practică, la terminare se stă în holul adunării, aici, a clădirii, stăm la o părtășie, mai vorbim unii cu alții, servim ceva. E foarte important pentru a ne cunoaște unii pe alții. De ce? Pentru că programele pot fi un pericol pentru relații. De aceea când o biserică își organizează viziunea, ce avem de făcut, încotro mergem, trebuie să primeze nu programele, ci relațiile. Relațiile între oameni. Și faci programele în funcție de relații. Pe cine ai acolo? Că unele biserici împrumută modele de programe din străinătate sau din alte părți, crezând că se vor potrivi pentru biserica respectivă locală. Nu, nu e adevărat. Am învățat asta în zeci de ani de pastorală. Fiecare biserică are ceva distinctiv, ceva specific, care este dat de relațiile care sunt create între credincioși. Mai vine câte cineva, un musafir, și întreabă, bun, ce să predic? Da, e bine să întrebi asta. Cum aș putea ajuta? Contează foarte mult să pricepi, să înțelegi spiritul creat, etosul creat de relațiile dintre noi. Am fost și în biserici în care nu exista niciun etos de comunitate, de părtășie. Cum se termina biserica? Cum dispărea toți? Odată am rămas într-o biserică în hol, singur. Și numai cu fratele care închidea biserica. Problema era că mi-era și foame. Și n-aveam nici mașină la mine. A trebuit să dau telefon după cineva din oraș să vină să mă ia. Cum e posibil?
să ai un, o, astfel, o astfel de, de comunitate care nu are grijă de relații. Deci, relațiile sunt înaintea programelor. Investiți întâi în relații, nu în programe. Și în programe, dar întâi în relații. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și vorbesc acum, pentru că știu că sunt înregistrat, vorbesc și pentru cei care ascultă. Verificați-vă biserica, spiritul bisericii. Este o biserică care are relațiile între credincioși pe primul loc? Bun, nu mă refer aici la închinarea înaintea Dumnezeu, Dumnezeu e primul, dar mă refer la nivelul orizontal, deci la relațiile dintre noi. Aceasta e prima mea observație făcută în textul acesta, că biserica, așa cum o prezintă Pavel, arăta ca o rețea de oameni, de relații interumane. Asta e biserica. Al doilea lucru, a doua observație pe care o fac. Biserica era, sau arăta atunci, ca o rețea de familii. Se baza foarte mult pe părtășia din familie. Biserica este familia noastră spirituală, așa zicem noi. Acum, în perioada respectivă, era cumva normal, pentru că a apăruse prigoana, persecuția. Dacă nu erai unit, la cine să te duci? Cum se anunțau unii pe alții? Nici măcar nu-mi imaginez cât de dificil era să anunți că vine o prigoană. Că prigoana în secolul I, II și III, până în anul 313, când împăratul Constantin cel Mare a dat decretul de libertate religioasă pentru tot imperiul, deci cam 250 de ani, biserica a suferit foarte mult. Dar să nu vă imaginați că erau peste tot, așa, prigoană. Erau regionale, adică în funcție de guvernatorul regiunii. Dacă guvernatorul dădea un decret sau vrea să elimine creștinii sau evreii, și ei erau vizați adesea, încerca prin anumite metode legale, da, să persecute creștinii. Imperiul Roman de atunci era foarte bine structurat, să nu vă imaginați că era haotic. Tocmai de aceea a câștigat, s-a răspândit, pentru că avea legi foarte puternice și toți trebuiau să respecte legile. Dacă se cucerea o regiune, cum era Palestina, toți evrei de acolo, din Palestina, trebuiau să respecte legile romane. Și asta era peste tot în Imperiul Roman. Deci nu era așa haos, ci era un imperiu care funcționa după legi stricte. Cine călca legea era pedepsit drastic. Da. Și de aceea persecuția n-a fost peste tot. Era doar ocazional, local, în funcție de anumite zvonuri sau probleme create de anumiți creștini. Bun, dar ce vreau să spun, că exista persecuție și frica aceasta de a fi persecutat pentru credința ta era așa, zăcea în tot imperiul. Și de aceea creștinii au fost obligați să se strângă împreună, să stea ca o familie, dar strânsă. Ei nu aveau atunci clădiri, cum avem noi. Se strângeau în case, se strângeau în păduri, se strângeau în catacombe, niște tuneluri sub pământ. Sunt, astăzi încă există aceste catacombe în Italia și sunt dovezi ale perioadei de persecuție. Cu toate acestea, chiar și atunci, în perioada de presiune, biserica a rămas unită, s-au strâns împreună, da, ca într-o familie intimă. De aceea Pavel, când vorbește despre biserică, folosește metafore care descriu această unitate de familie a bisericii. De exemplu, Pavel se gândea la biserică ca și la trupul lui Hristos. Uitați-vă la un trup, cum arată. Are cap, membre, da? Fără unitate între membrele, da, trupului nu există
viață în trup. Nu trăiești. Tot așa și biserica. În 1 Corinteni 12 citiți și înțelegeți. Apoi Pavel vorbea despre biserică ca o construcție, ca o zidire, da? Ca și o casă sau ca un templu. Tot așa, ideea este că poți vorbi despre o casă când are tot ce trebuie, structură și sunt chegate toate. Așa trebuie să arate o biserică. Asta ne deosebește pe noi, nu? Biserica, cuvântul biserică înseamnă adunare. Adunarea creștinilor de un club. Și într-un club te poți simți bine, dar n-ai responsabilități pentru ceilalți. Da? Te duci, te simți bine, pleci unde? Acasă. Intri sau ieși dintr-un club când vrei. Dar în familie nu este așa. Eu sper că înțelegeți toți care aveți și aveți familii. De aceea ne căsătorim, de aceea avem copii, de aceea stăm împreună cât mai mult, ne vizităm. Pentru că în final rămâi cu familia. La fel este și la noi. Avem posibilități de a merge duminica în alte părți. Dar de ce nu o facem? Stăm împreună, ca și trupa lui Hristos. Aici, unde ne asumăm anumite datorii, pentru că ne pasă de celălalt. Biserica este comunitatea unde dai socoteală și ceri socoteală de la celălalt. Deci nu numai că ceri socoteală, ci trebuie să fii pregătit să dai socoteală de viața ta. De aceea biserica are un fel de... se creează un fel de intimitate. Da? De apartenență, de vecinătate. Eu când vin, vă văd, nu mă uit ca la niște străini la voi, nu? Tot mai familiare îmi sunteți, în fețe, în tot, da? Și când vă întâlnesc pe stradă, sau când mă întâlniți, sper că nu mă evitați, da? Sau nu vă evitați unii pe alții, ci, este partea bisericii. Incredibil, ce sentiment plăcut. Pentru că, vedeți, nimic nu este ca acasă. Și nimic, adică nu este ca în biserica ta. De aceea, Pavel vorbea așa de frumos despre aceste nume și scria colosenilor că voi sunteți ca într-o familie. Da. Acest sentiment de apartenență, de intimitate, de vecinătate, să ținem la el, să nu-l pierdem niciodată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl observ aici, în lista Apostolului Pavel, era că biserica arăta ca o rețea de lucrări și lucrători. Deci era o rețea de relații interumane, era o rețea de familie, de relații intime, și era o rețea de lucrări și lucrători. Aceasta e tot un fel de familie. Să știți că slujitorii între ei, să-i numim slujitori, lideri, se numesc unii, dar parcă termenul slujitor în limba română e mai cald, e mai duhovnicesc, dacă vreți, decât să-i spui lider. Lider înseamnă să conduci. Dar slujitorul... Știți că adevărații conducători și în biserică și în casă sunt slujitorii. Degeaba ne numim noi unii pe alții. Adevăratul conducător este cel care slujește mai mult. Domnul Iisus Hristos a spus asta. Deci, slujitorii, să știți că au și ei un fel de familie a lor, de rețea a lor. Așa ar trebui să fie. Știm, de exemplu, în cazul lui Pavel, că doi dintre colaboratorii lui, Tihic și Onisim, au dus scrisoarea aceasta, epistola Colosenilor, plus informații de la
fața locului, noutăți cu privire la apostol, la starea lui. Da? Scopul a fost ca prin epistola aceasta, trimisă către biserica din Colose, să mângâie inimile credincioșilor. Foarte frumos. Dar ei, aceștia doi și ceilalți, erau apropiați de apostol. De aceea apostolul sigur că îi știa mai bine. Biserica, vă amintiți, este o mare familie cu oameni care au fețe. Oameni care au fețe, cu nume, au nume și au responsabilități. De aceea Pavel, chiar la începutul epistolei, se prezintă ca dulos, adică din greacă înseamnă rob, robul lui Hristos. Și am notat o listă de lucrări ale bisericii din primul veac, și pe baza textului din Coloseni și altor epistole. Și vreau să vă citesc lucrările pe care le făceau slujitorii Domnului. În primul, călătorii împreună. Călătoreau, Pavel de obicei călătorea încă cu cineva, așa cum a învățat Iisus să fie doi în slujire. N-a mers cu Barnaba, l-a adus pe Sila și tot au fost doi în lucrare. Apoi, în perioada aceea era o corespondență între biserici. Ați observat cum Pavel spune această epistolă a mea către voi, colosenilor, să fie citită și în altă biserică din Laodicea. Pentru că și lor le-am scris o epistolă și vine rândul când și voi veți avea epistola din Laodicea. Din păcate, această epistolă s-a pierdut. Nu o avem. Ar fi fost foarte interesant. Dar știm că Pavel a scris această epistolă. S-au păstrat 12 lucrări a epistolei ale Apostolului Pavel, dar știm că mai erau. Și ce făceau? Corespondau între ele, bisericile. Trimiteau epistole și citeau. Eu știu păstori care au decis ca din când în când să citească o epistolă întreagă. Epistolele acestea mai mici, cum ar veni Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, pentru cu toată biserica. Și numai citesc biserica, se roagă, mulțumesc Domnului și pleacă acasă. Nu cred că ați fi mulțumiți, așa-i? Dar ideea era să se creeze etosul, starea aceea, care a fost creată de citirea unei epistole de la un apostol. Ce se întâmplă în biserică când doar se citește? Așa cum Ezra, îmi amintesc când a citit legea Domnului în fața poporului. Știți ce s-a întâmplat? Doar a citit. Da? Poporul s-a pocăit, a intrat într-o stare de cercetare, de pocăință, de lacrimi și a făcut legământ nou cu Dumnezeu. Cine știe? Puterea cuvântului Dumnezeu este mai mare decât estimăm noi. Ce mai făceau acolo? Deci aveau călătorii multe. Și apropo, călătoriile apostolilor nu erau așa, era, să folosesc un termen modern, cu stopul. Da? Te duci și unde, dacă vine o căruță, dacă vine ceva. Știți că toți apostolii au fost sponsorizați de oameni de afaceri, de oameni înstăriți. Chiar și bisericile erau, se strângeau credincioșii în atrium, un fel de curte interioară care exista doar la casele mai înstărite. Și citim despre asta că mai mulți și-au oferit casa lor. Chiar și aici avem, nu? Așa, cine oare? Citeam că și-au oferit casa. Versetul 15... lui Nimfa și bisericii din casa lui. Din casa lui. Era o jertfă. Știți, noi suntem comozi azi. Numai 2-3 musafiri când avem, ne și uităm la ceas după vreo 2 ore. Da? Cumva să stea mai mult. Dar atunci să știți că slujbele durau și o jumătate de zi.
și se stătea la masă, să vedea, erau agapele creștine. Da. Ei, să-ți pui casa la dispoziție pentru așa ceva, era o jertfă. Și Pavel, intenționat, nu numai aici, în Coloseni, ci și în Roman și în alte părți, menționează familiile care și-au pus casa la dispoziție pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și te întreb, este casa ta oricând la dispoziție pentru lucrare? Pentru a invita pe cineva care nu prea are condiții să mănânce bine? Sau e o văduvă, e un orfan, e un străin? Un creștin așa trăia. Cred că mi-am notat ceva frumos, un citat. Da. Ce am găsit în Iustin Martirul, undeva în jurul anului 150 după Hristos, da? Deci cam la 100 de ani după ce a scris Pavel epistola, un anume creștin, pe nume Iustin, care a fost martirizat, era și filozof el, apropo, de origine grec era, am scos un citat dintr-o scriere de-a lui. Și iată ce spune el. Noi, care odinioară ne afundam în plăcerile poftelor, ne străduim acum să trăim o viață curată. Noi, care ne îndeletniceam cu vrăjitoria, ne-am dedicat întreaga viață prea bunului și veșnicului Dumnezeu. Noi, care iubeam câștigul mai mult decât orice pe lume, adunăm la oaltă tot ce avem și dăruim celor aflați în strâmtorare. Noi, care ne uram și ne ucideam unii pe alții și care, din cauza felului diferit de a fi, nu permiteam străinilor să intre în casele noastre, acum, odată cu venirea lui Hristos, trăim în pace cu toată lumea. Ne rugăm pentru dușmanii noștri, ne străduim să-i convingem pe cei ce ne urăsc pe nedrept să trăiască după învățăturile minunate ale lui Hristos, pentru ca în cele din urmă să se facă și ei părtași, împreună cu noi, ai nădejdii răsplătirii pe care o vom primi de la Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor. Slavă Domnului! Secolul 2. De aceea, lucrarea lui Dumnezeu cere sacrificii. Poate nu vei fi menționat niciodată. Nu vei fi văzut, nu vei fi în prima linie. Dumnezeu însă știe, vede și răsplătește. O faci pentru Domnul, nu pentru vizibilitate și rating, ca să folosesc limbajul rețelelor sociale. Da. Ce lucrări mai existau în primul veac? Formarea de noi biserici, de noi adunări. Pavel era un expert în asta, cam peste tot unde se ducea, alte biserici, minunată. Asta se numește church planting, da? Plantare de biserici. E un nume frumos. Da. Orice biserică trebuie să încerce, să planteze alte biserici, să deschidă alte biserici. Nu suntem împotrivă, dar nu stăm aici toți grămadă ca să creștem, da? Într-un fel. Eu știu păstori care în viziunea bisericilor au inclus așa, când atingem numărul de 200 de membri, da? Între 200 și 300, începem altă biserică. Nu creștem noi, nu ne lărgim noi, nu. Ăsta e un număr potrivit, un număr de membri pe care îl pot și păstoria, să o spun din experiență. Când trece peste 200 de membri, e foarte greu să păstorești de unul singur. Îți mai trebuie ajutoare, investiții și așa mai departe, o nouă viziune. Dar de ce nu să investim în a începe alte biserici? De ce nu? Mai ales la oraș. Asta făcea Apostolul Pavel. Eu așa văd de la el. Oriunde se ducea, începea alte adunări. Apoi, existau așa numitele rapoarte orale, o altă lucrare din prima biserică. Erau rapoarte orale pentru că nu exista Facebook atunci, da? Și e-mail-uri.
credincioși erau trimiți la alte biserici să raporteze, să spună ceva despre biserica de unde pleacă. Și așa s-a aflat, de exemplu, că biserica din Ierusalim trecea prin prigoană și era săracă. Și apostolul Pavel, pe oriunde se ducea, dacă veți citi numai 2 Corinteni 8 și 9, veți vedea că el, apostolul, a luat inițiativa să le spună celor din Corint, care erau la mii de kilometri distanță de Ierusalim, să trimită ajutoare celor din Ierusalim. Și așa au făcut. Pe baza unui raport, a unor informații, că așa lucrează bisericile între ele. Uitați-vă și la bisericile noastre evanghelice. Noi am hotărât să intrăm în relații de colaborare și de unire cu alte biserici. Știți că prin definiție, conform mărturisirii de credință baptistă, aici așa se biserică baptistă, dar așa este și la creștini pe Evanghelie și la pentecostale în România, biserica locală este autonomă și independentă. Și unii au abuzat de ideea aceasta și au zis, că suntem autonom și independent, nu mai dăm socoteală nimănui, nu mai avem nevoie de nimeni. Și sunt astfel de biserici. Ele se numesc astăzi independente. Bun, asta este decizia lor. Dar majoritatea bisericilor evanghelice au înțeles altfel. Ești autonom și independent. Dar tot un articol din mărturisire spune că va căuta să intre în relații de colaborare cu alte biserici. Și așa s-au înființat comunitățile, cum ar fi comunitatea de Timiș, și Uniunea Bisericilor Baptiste din România, sau Uniunea Bisericilor Pentecostale din România, care includ mii de biserici, că avem nevoie unii de alții. Și să fim informați, de exemplu, când frații de la conducerea cultului ne informează de astfel anumite lucruri. Ei ne reprezintă în fața, cei din conducerea cultului, ne reprezintă în fața autorităților. Păi, sunt foarte multe legi noi care ne afectează direct. Dacă nu ești bine informat, vei suferi pe măsură. Apoi există inițiative foarte frumoase de evangelizare, de ajutorare în toate părțile. Știm ce se întâmplă în lumea întreagă, cu alte biserici, așa mai departe. Deci, această idee de a intra în comuniune, în uniune cu alte biserici, este cât se poate de binevenită și biblică și practică. Apoi, ce mai făceau cei din biserica locală? Se numește primirea de oaspeți. Adică ospitalitatea. Biserica primară a fost foarte ospitalieră. Își deschidea ușile pentru cei care veneau, în special casele, pentru cei care erau din alte părți. Bun, încă o dată, era perioada de persecuție și se migra mult, credincioșii fugeau dintr-o parte într alta. Unde se meargă? La credincioșii lor, la adunările lor. De aceea rețeaua funcționa. Era și un cod, adică să nu credeți că se primea pe oricine. Pavel, Ioan, Petru și Petru vorbesc foarte clar despre eretici, despre cei care subminează lucrarea bisericii și aceștia erau opriți. Da? Vă dau un singur exemplu, Diotref. În 3 Ioan citim despre el, un oarecare Diotref, nu știm multe despre el, dar știm ce a făcut. Da? În a treia epistolă a lui Ioan, versetul 9, după ce Ioan vorbește despre frați, hai să citim și de la versetul 5, dacă ajutați cu așa. De la versetul 5, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Frumos. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, da? De notat, într-un chip vrednic de Dumnezeu. Căci au plecat
pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Și acum vine. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi, de apostoli. Deci de autoritatea spirituală. De aceea când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. Dar Ioan spune, voi veni acolo, trebuie să rezolvăm problema. Aveți o problemă în interior. Da? Deci nu s-a tăiat ospitalitatea, primirea de oaspeți și alte lucruri, respectul față de autoritatea spirituală. Și Ioan spune, trebuie rezolvată tensiunea. Deci, era deschidere, era rețeaua deschisă, dar cu anumite reguli, da, care trebuiau respectate de toți. Așa este și astăzi. Toate bisericile locale au rânduielile, regulile locale. Nu poți veni să, din afară să impui, vreau să facem aici cum am făcut noi la biserica noastră. Respectă biserica locală, integrează-te dacă poți, trebuie să, când te atașezi unei biserici locale, trebuie să renunți la prejudecăți. Ei, această problemă, fac o paranteză aici, este extrem de dificilă în diaspora. Ori de câte ori mă duc și acum, săptămâna asta mă duc în Germania, invitat la o biserică, acolo mereu sunt astfel de probleme. Pentru că sunt adunați din toate părțile țării, fiecare cu tabieturile, cu datinile, cu părerile lor și e foarte greu să-i ții împreună. Deci, înțeleg asta, dar totuși bisericile trebuie să aibă rânduială trebuie să o respectăm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bun, ce mai făcea biserica atunci? Că nu vreau să vă țin prea mult. Trebuie să menționez aceasta. Ce făcea biserica atunci? Făcea rugăciuni de mijlocire. Ați observat și în Coloseni, Pavel cere, rugați-vă și pentru mine și de mai multe ori. Rugați-vă și pentru frații voștri de acolo. Deci biserica, când se strânge, și când ne rugăm noi. E frumos să ne rugăm pentru noi, că de obicei ne rugăm prin cereri. Cerem de la Dumnezeu. Tot timpul cerem. Dar știți că nu aceasta e ordinea, așa cum ar trebui să fie. Există patru tipuri de rugăciuni. Prima și cea mai importantă pe care cu asta trebuie să începi este rugăciunea de laudă. Întâi îl lauzi pe Dumnezeu pentru cine este El. Așa se obișnuie și la masă. Amin. Așa. Deci, întâi îl lauzi pe Dumnezeu, al doilea lucru pe care îl faci e rugăciunea de mulțumire. Deci mulțumire. Îi mulțumești lui Dumnezeu. Îl lauzi întâi și mulțumești, pentru că ești în viață, ești acolo, ai ce mânca sau ești în condiție bună. Sper că vă dați seama că suntem printre răsfățații lumii acesteia. Ne merge tot mai bine. A treia rugăciune este rugăciunea de mijlocire. Adică atunci când te rogi Domnului să ai în mintea ta pe cineva, ceva, să mijlocești înaintea Domnului. Uitați-vă, ar trebui să avem rugăciuni de mijlocire pentru biserici, nu numai pentru persoane. Ne rugăm pentru biserica care suferă, de exemplu. Există, la ora actuală, nu? Există mii, zeci de mii, poate sute de mii de creștini care suferă persecuție. Noi nu prea vorbim. Eu am să pregătesc un mesaj special despre martiraj, despre biserica de astăzi. Să vă dau, aduc niște cifre, niște realități. În ce perioadă trăim? Noi zic, ne merge bine, suntem protejați, dar avem creștini care suferă mult astăzi din pricina mărturiei lor. Rugăciunea de laudă,
rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de mijlocire, abia pe locul 4 vine rugăciunea de cerere. Nu inversați niciodată ordinea. Apoi vine, Doamne, aici sunt și eu, am nevoie de ceva, și așa mai departe. Dar ați observat că am insistat pe rugăciunea de mijlocire. Asta făceau bisericile și asta încuraja Apostolul Pavel. Rugăciuni de mijlocire pentru alte biserici. Încă ceva, ce făceau bisericile în primul veac, atunci se sprijineau financiar, strângeau ajutoare, se gândeau la nevoile celor credincioși. Ați observat că ideea de ierarhie nu exista atunci. Exista respect pentru autoritatea duhovnicească, pentru apostoli sau proroci sau învățători, păstori, da? Evangheliști. Dar nu exista încă o ierarhie foarte clară. Doar din secolul II a început și în secolul III, datorită lui Ciprian, episcopul Cartaginei, Ciprian, el este cel care a reintrodus structura de ierarhie în biserică. Dar la început n-a fost așa. Exista respect, dar nu ierarhie în sensul pe care îl înțelegem noi astăzi. Și toți acești lucrători conlucrau împreună, indiferent de culoare, să numim. Trei dintre colegii de lucrare a lui Pavel, da, Aristarh, Marcu și Iustus, erau greci. Trei, Epafra, Luca și Dima, erau evrei. Greci și evrei, Pavel lucra, conlucra cu ei. Erau prietenie între ei, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu mai ține cont, nu, de aceste moșteniri. În Hristos suntem una. De aceea, noi, slujitorii, trebuie să ne respectăm unii pe alții, să conlucrăm, să avem aceleași obiective. Și voi, ca biserică, rugați-vă pentru noi. Și ultimul gând pe care l-am, al patrulea, ce observ despre rețeaua bisericii? Da, era o rețea de relații interumane, da? Era o rețea de familii, da? Legate intim, era o rețea de lucrători și lucrări minunate. Patru era biserica atunci, arăta ca o rețea de întrajutorare. Adică bisericile se ajutau unele pe altele, am menționat puțin asta, comunicau între ele prin salutări și prin scrisori, duceau salutul unii altora. Îmi amintesc că cei din mediul baptist l-ați cunoscut sau cel puțin ați auzit de numele Pit Popovici. A fost un pastor baptist român care a trăit mulți ani în America, a trăit peste 100 de ani, nu? Parcă 101 ani sau așa. L-am cunoscut personal de mai multe ori, dar prima dată când l-am cunoscut a fost când am predicat într-o biserică unde era el, păstor, cred că în 1998, cam așa, era în America. Și la terminare a venit, ne-am cunoscut, s-a prezentat. E sigur că eu îl cunoșteam cel puțin din auzite și din citit, i-am citit cărțile. A fost un om deosebit, așa, învățător, foarte bun. Și, aștepți așa un pic să te laude, când te întâlnești cu un astfel de om. Dar el, frate, zice, ai predicat frumos, așa, biblic și... Dar zice, am ceva să-ți spun. Gata, am dat seama că ceva esențial a lipsit. Zice, ai observat, frate, că ne-ai adus salutări? Cum ai început, te-ai ridicat? Zice, direct în predică. Zice, de ce n-ai adus salutări bisericii noastre din România? Zice, toți de aici, românii care erau în America, cred că în Los Angeles a fost, toți aici și așteaptă salutări din România. Când au auzit că vine un predicator, un pastor din România, așteaptă salutări.
m-am rușinat și am învățat lecția. De aceea și astăzi ați văzut că un pic v-am adus niște salutări de unde am fost. Dar mă duc oriunde, când mă duc, le aduc mulțumiri pentru invitație și salutări din partea fraților și surorilor din țară. Le place foarte mult, îi încurajează, se face legătura aceea sufletească între predicator și adunare. Da, așa făceau și Pavel, ați văzut că primul lucru pe care îl face, aduce salutări. Eu așa vă salut din, primiți salutări din, la final de epistolă la fel. Foarte frumos. Apoi ați văzut ospitalitatea care exista. Și nu numai atât, pămâneam de ajutorul social. Rețeaua asta de biserici se ajuta concret. Au încercat să elimine decalajele sociale. Biserica, de la început, Duhul Dumnezeu i-a învățat să elimine decalajele sociale, să se apropie cât mai mulți, mult unii de alții. Familiile care nu aveau erau ajutate, familiile care aveau. La fel și indivizi, la fel și lucrătorii. Da? Se ameliora viața, cu alte cuvinte, cine avea nevoie să fie ajutat în biserică, era ajutat. Se făceau colecte, strângere de ajutoare. Da? Se făceau acele mijlociri înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce frumos spune despre Epafra, versetul 12. Ar merita un mesaj aprofundat aici. N-am prea auzit și n-am auzit nume de oameni. Cum te cheamă Epafra? Dar vă dau o idee. E un nume frumos. De ce? Pentru că uitați ce se spune despre el. Este dintre ai voștri. Vă trimite sănătate. Are grijă de voi. S-a gândit la voi. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Asta mai rar auzi. Să te lupți în rugăciuni pentru biserica ta. Pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Deci, e un om inimos, e un om smerit, e un om al rugăciunii, e plin de râvnă pentru biserici. Ăsta lucrător. Aș fi vrut să fiu și eu așa mai mult. Să ne ajute Domnul, niciodată nu-i târziu. Și concluzia acestui mesaj, Mark Zuckerberg a creat o rețea puternică, mult mai mare decât Apostolul Pavel. Dar eu o prefer pe a lui Pavel. Rețeaua, nu știu să o numesc, da? O rețea mai bună, mai reală, nu ca pe Facebook, unde ai prieteni virtuali. Pavel era un om al relațiilor, el însuși, avea grijă de ucenici, de oameni, aprecia loialitatea în relație, ați observat. Era un om de echipă, era un om al bisericii, un om preocupat de cele duhovnicești, un om care avea ucenici. Căci nu există succes fără succesor. Era un om rugativ și cerea altora să se roage pentru el. Era un vizionar. Și acest om a creat o rețea de biserici care aveau nume, care aveau familii, care aveau lucrători, care aveau acțiuni sociale de întrajutorare. Cam așa arată o rețea adevărată de biserici. Ești tu parte a unei astfel de biserici?
a unei rețele de biserici, e mare har să nu fii singur, să aparții de așa ceva. Și îndemn pe cei care oscilează, care nu s-o tărâți, cât mai repede să se atașeze de o biserică. Își vor găsi identitatea adevărată de creștini, împliniți într-o comunitate. Această rețea e caracterizată de interconexiune între oameni, de intercomunicare, de interacțiune și de întrajutorare. Dar tu trebuie să participi la această rețea. Nu vei putea beneficia de o astfel de rețea a bisericii dacă tu nu participi în ea. De aceea te încurajez să nu te izolezi, ci să te implici. Să te rogi și să arăți disponibilitate oricând să slujești Biserica lui Hristos. Închei cu poezie. De fapt, a devenit o cântare, nu vă cânt acum, că n-am repetat-o cu Marcus. Am putea cânta, dar nu, rămâi că cine știe ce iese. Deși, știți, eu am crescut într-o biserică cu multă spontaneitate. Acolo nu erau programe dinainte. Și era, dacă fratele are, dacă surorile au ceva, dacă... Parcă era mai interesant, așa, și mai divers, așa. Și acum am putea face o improvizație, dar nu se poartă acum, nu? Că suntem filmați. Suntem filmați. Dacă nu merge, dacă greșim, ne pun râd de noi. Și vedeți unde am ajuns. Rețelele astea sociale. Nu-i mai bună o rețea a bisericii. Aici, închisă între noi. De aceea, vă citesc această poezie. Cred că este, nu sunt foarte sigur, compusă de Costache Ionid. Și melodia, evident, a fost mai târziu pusă pe note, deci poezia de către Nicolae Moldoveanu. Și se numește Pune, Doamne, dragoste între frați. Când spunem frați, se includ și surorile, să știți, să nu vă simțiți, trebuie să specific asta. Vă rog să fiți atenți la cuvintele acestei poezii. Pune, Doamne, dragoste între frați, să fim toți ca o brățară care mâna-ți înconjoară, ca un brâu de piatră rară, ca veșmântul tău de in, să nu poată a ne despartă nici prăpaste, nici moarte, și cum scrie în Sfânta Carte, să fim una pe deplin, ca veșmântul tău de in. Pune, Doamne, dragoste între frați, când ne strângem la închinare, cât am fi de mult sub soare, fă-ne, Doamne, cu îndurare o colibă și nu trei, nimeni să nu spună acolo, sunt cu Pavel, sunt cu Apollo, și să fim de acum încolo ca un stol de porumbei, să te bucuri tu de ei. Pune, Doamne, dragoste între frați, fă-ne tu o harfă vie, ca sub mâna ta mlădie să înălțăm o melodie, una, cât am fi de mulți, trupul tău ce azi în lume, cei ce-l frâng în sfântul nume, strânge-ne într-un duh anume, gata pentru a fi luați, pune, Doamne, dragoste între frați. Amin. Aș vrea să păstrăm un timp de cercetare, de meditație și apoi să încheiem. Stăm câteva clipe în tăcere, lăsați aceste cuvinte, aceste gânduri să pătrundă, să vă convingă, să rămâneți, să iubiți biserica, să vă implicați, să mijlociți, să dăruiți, să participați. Aceasta e adevărata rețea a creștinului.
Doamne, te lăudăm pentru ceea ce ești și ceea ce ai făcut în viața noastră. Prin faptul că l-ai trimis pe Domnul Hristos să ne recupereze, să ne dea o nouă identitate. Și asta a făcut-o prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Și noi îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, venim înaintea Ta și mijlocim acum și pentru cei care nu se pot bucura de frumusețea bisericii, trupului Lui Hristos. Te rog, Doamne, să ai milă de ei, să-i convingi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să caute biserica, să se lipească, să se investească, să fie gata să dea socoteală de viața lor și să iubească această biserică pentru care Fiul Tău și-a dat viața. Îți mulțumim și pentru Biserica Golgota, pentru toți care suntem aici adunați în numele Tău. Dă-ne binecuvântarea Ta duhovnicească. Ajută-ne acum în casele noastre să reflectăm cu adevărat spiritul de biserică, de intimitate, de părtășie, de vecinătate, să nu-L pierdem pentru nimic, să luptăm pentru El. Vindecă-ne, Doamne, de orice formă de izolare, de independență, așa ai dorit Tu, pentru asta ai creat biserica. Te lăudăm pentru acest cuvânt în această dimineață și numele Tău, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt să-mi fie mărit de noi, acum și în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie slăvit pentru această dimineață. Încheiem aici slujba. Nu uitați de părtășia care urmează. Salutați-vă unii pe alții înainte de a pleca. Și cu acest duh nou de unitate, de părtășie, să plecăm la casele noastre. Domnul să fie slăvit.